Edilul șef al municipiului, Lucian Micu, a spus că urmarea întâlnirii cu diversi cetățeni din cele mai diferite zone ale municipiului, cererile acestora de amenajare urbanistică au fost prioritizate și se va trece la materializarea lor rând pe rând. Printre aceste promisiuni se numără și cea legată de amenajarea parcării care urmează a fi construită în locul centralei Ciupercă, cea care a fost demolată în vara trecută. Zăpada tepusă și apoi topită, alături de nesimțirea locatarilor din zonă, au transformat locul într-o mocirlă plină de gropi și de gunoaie. Primarul a promis că investiția într-o parcare va fi bugetată anul acesta, dar că se așteaptă scoaterea la licitație a investițiilor în amenajări, parcări și alei. Am fost și acolo în zonă la o întâlnire. În această primăvară cu siguranță vom intra acolo, însă prima dată trebuie să scoatem la licitație programul de alei, parcări și ulterior vom demara și în acea zonă lucrările de investiții. Și spațiul de joacă pentru copii aflat în strada Smirodava, în dreptul intrării aleii Tudor Vladimirescu, distrus de către copiii și populația din zonă, a devenit de nefolosit, de aceea este necesară relocarea sa.